Tu știi de problemele de sănătate pe care el le-a avut înainte de COVID, cu inima, acea operație la rinichi, toate poveștile astea prin care a trecut? Da, știam că s-a operat. Nu povestea niciodată cât este de grav, dar nu pentru că n-ar fi vrut, ci pentru că el avea un fel așa de a spune lucrurile. M-am operat, dar sunt bine, am trecut, eu sunt bine. Am probleme cu inima, da, eu sunt bine. Nu, na, zic, sigur, ești bine, e în regulă totul. Da, ce fată, ce, ai vrea să mor? Zic, ești nebun, cum să spui așa ceva? Glumesc, dar asta era stilul lui. Era stilul lui, era felul lui de a vorbi și de a trata lucrurile. Cred că era și o autoapărare, pentru că cumva publicul ar trebui să înțeleagă, poate primim o lecție și ar trebui să înțelegem și cei care ne plac și cei care nu ne plac. Este foarte greu să urci pe scenă, să cânți și să râzi când poate sufletul în tine plânge. Când tu ești bolnav și când te-ai dat jos de pe scenă, abia te aduni și abia ajungi acasă. Când apari în fața oamenilor, trebuie să dai, să-ți aduni toată energia și să dai tot ce ai tu. Eu și el toată viața asta am făcut. Nimeni, absolut nimeni, niciodată n-a știut ce este în sufletul nostru. Noi niciodată nu ne-am certat. Noi să stăm față în față și să ne jignim niciodată, absolut niciodată, că am avut tot felul de divergențe, pentru că nu pot fi ipocrită. Nu. Cum să zic că, vai, numai lapte și miere a curs? Niciodată. Ne ciundăneam pe diverse lucruri. Dar îți dai seama, Niculina, când tragi linia, ați avut o viață împreună. Exact, noi învățam, aduc aminte, ne duceam la spectacole, eram tineri, cum sunt copiii ăștia care au venit cu mine astăzi, că parcă sunt trași la Indigo. Stăteam pe lângă autocar și învățam cântece. El mă învăța cântece de Banat, că stătuse în Banat, cum e destinul ăsta, l-a întors și l-a dus acolo, să sfârșească acolo, în Banat. Știai de dorința asta lui de a merge la clinica asta? Nu, n-am știut. Eu n-am mai vorbit cu el de la festivalul Maria Tănase. De atunci n-am mai vorbit cu el. Chiar aveam un mesaj și m-am gândit că să vi-l arăt. Am primit ultima o... dată, deci, când a fost? Dintr-un spectacol, mi-a trimis cineva, sunetistul, mi-a trimis o piesă pe care noi am cântat-o în spectacol, în spectacolele Mariei Tănase. Ce ați dat voi aici sunt spectacolele Mariei Tănase, e premiera care a fost anul acesta. Dacă se uită cineva la noi doi, dom'le, când ești certat, când tu ești, când trăiești terorizat, când trăiești supus, nu poți pe scenă să te apropii de omul ăla care îți face rău. Că nu ai. Asta cum. Vreau să zic, că ultimele imagini acolo cu voi doi sunt când vă țineți de mână și practic mergeți să le mulțumiți oamenilor, știi? Deci nu se poate, n-ai cum să faci lucrurile astea. Mă gândesc că dacă astea. Era tensiunea asta, nici nu întorcea spatele, pleca și deci mi-a trimis sunetistul și eu i-am trimis lui. I-am trimis lui mesajul și zic că uite, îți trimit piesa asta să o ascult și tu, auzi ce frumos am cântat. Și el zice, îmi scrie, am vocea gâjită. Eu zic că... El fiind foarte atent la toate... Da, el era tot timpul autocritic așa și eu i-am scris, nu ai tu vocea gâjită. Doamne, unde ești? Caută-l liniștită, fără nicio problemă. Apoi o să și cântăm o piesă pe care când am ascultat-o aici la repetiții, pentru că ești cu ansamblu Maria Tănase. E o piesă care te duce cu gândul fix la Petrică Muțu Stoian și o să vedeți imediat despre ce este deci, vorba. Deci eu nu sunt cu ansamblu, sunt cu un taraf. Ei nu sunt la Maria Tănase? Nu sunt la Maria Tănase, dar pentru că ai vorbit despre sunt Maria... Sunt eleganți, par de la Maria Tănase, da, de asta am zis. Da, mă bucur că Maria Tănase este un reper pentru... Eleganță, pentru stil. Uite, hai să-ți mai arăt un mesaj. 17 mai. Ești acasă? I-am scris eu. Hai la o bârfă la serviciu. Și mi-a dat un apel video. Se vede, da? Da. Pe 17 mai, pe 28 mai, sună-mă să stabilim piesele.
și am scris bună dimineața, i-am trimis piesa și am scris bună dimineața, piesa din spectacol, foarte frumos sună, și el îmi scrie, dar nu s-a simțit gâjiala din vocea mea, gâjiala mea vocală și frumos, după aceea scrie totuși. Și zic, nu ai nicio gâjeală, este prezența ușor răgușită a timbrului vocal specific zonei de la munte. Și tu știi asta. Și el zice, nu mai contează, trăim din nume. Și eu i-am scris, tu nu ești la faza să trăiești din nume, mai ai multe de spus. Vi se pare o conversație de om supus și terorizat? Noi vorbeam foarte multe, dar lumea aceasta mare și rea, pe care noi am dat-o la o parte, tocmai ca să putem să ne vedem în liniște de relația noastră, aia cât era, de respect și de mehedințeni, am ținut-o la departe și ne-am văzut de drum. Vreau să îmi dai voie... Voi știați pe oamenii ăștia care vă vorbesc așa? Noi știam tot, absolut tot. Cădea să-și mesajul, hai la o bârfă aici. Hai la o bârfă, noi ne întâlneam și el mi-a dat un apel video. De multe ori nu putea să vină. Dar vorbeam cu apel video și povesteam diverse lucruri și ne amuzam și, cum să spun, strângeam în jurul nostru acea lume fățarnică care atunci când ne întâlnea zâmbeau și spuneau și după aceea de la mine la el cu diverse lucruri. Și noi doi ne întâlneam și ziceam, ai auzit? Vezi ce au spus? Uită-te ce au făcut. Aceasta este nu prietenia mea cu Petrică Mățu. Prietena mea este Victorița Lăcătușu. Eu și Petrică Mățu am fost unul pentru celălalt stâlpii mehedințului în lume. Da? Eu îl știam undeva. El mă știa pe mine undeva. Și restul nu conta. N-avea importanță. Știu că și acum este undeva și sunt foarte fericită și împăcată că am făcut ce trebuie pentru el. Că l-am onorat așa cum a fost relația noastră. Și vreau de rog din suflet să-mi dai voie să mulțumesc tuturor membrilor ansamblului folcloric Maria Tănase, pentru că din momentul în care am primit vestea și până în momentul în care a plecat definitiv, nici unul, absolut nici unul n-a precupețit niciun efort în a-l primi cum se cade și se cuvine, a-l conduce pe ultimul drum, a-l cinsti în instituție cum se cade și se cuvine și a-l duce pe ultimul drum, veghindu-l până în ultimul moment. Toată lumea a fost lângă el. Noi, cei care am fost îmbrăcați în costume populare și ne-am diferențiat de restul lumii. Toți ceilalți care au venit în geacă de piele sau în haină de blană. Noi, ca să-l cinstim pe el, am fost așa cum se cade și se cuvine. Și au văzut imaginile în perioada asta, probabil. Vreau să mulțumesc tuturor instituțiilor din orașul Craiova. Din suflet le mulțumesc pentru faptul că s-au mobilizat și m-au ajutat. Dacă respiram, toată lumea mă întreba, mai e nevoie de ceva? Mai trebuie să facem ceva? Trebuie să mulțumesc primăriei și primarului Olguța Vasilescu, viceprimarului Rela Filip, poliției, tuturor instituțiilor și mai vreau să-mi dai voie să fac o mărturisire. În afară de ce am făcut în instituție, am gândit singurii că fiecare moment pentru el, fiecare moment, mi-am dorit, după ce pleacă de la Maria Tănase și noi l-am vegheat, n-a stat o secundă singur, noi am stat și am făcut de veche la căpătăiul lui. Toată noaptea cât a stat la Maria Tănase, instituția a fost deschisă pentru oricine a vrut să vină acolo. Am stat lângă el, am vorbit cu toții, am fost eu, fosta lui soție Carmen, copiii ăștia doi, familia de la Pitești, cu băiatul care el îi spunea că e copilul lui de suflet. Au fost acolo, toată noaptea ne-au povestit diverse lucruri, am împărtășit fiecare ce am trăit pe parcursul acestui timp alături de el. Fosta lui soție cu care vorbea când se întâlnea, împărtășeau tot felul de gânduri, îl ajuta la un spectacol să-și ducă costumul la mașină și-au păstrat o relație frumoasă și impecabilă, chiar dacă s-au despărțit. Au fost acolo finul lui de la Târgu Jiu, cei care din ansamblu, nu mai vorbesc din instituție, ai mei. A fost Andreea, cred că Andreea se numește, este fiica cea mică a familiei Gujman și ea a stat acolo tot
timpul, tot timpul a stat. Sunt lucruri care, pe care trebuie să le spun pentru că eu am conștiință și pentru că am tratat cu conștiință tot. Dar te așteptai acolo să fie și alți oameni. Da. Și mai vreau să spun un lucru. După ce a plecat de la Maria Tănase, m-am gândit, în afară de familie și cei dragi, nu la asta mă refer, cineva trebuie să stea, să stea drepți lângă el. Pentru că a făcut atâtea lucruri frumoase pentru țara asta. Și m-am gândit ce pot să fac, ce să fac, sunt un simplu om. Pe cine să aduc eu acolo? Cât a fost la noi, au stat băieții de la dansuri. Am vorbit cu garda de panduri, Tudor Vladimirescu, de la Severin. El în spectacolul nostru, care a fost pentru centenar făcut, l-a interpretat pe Tudor Vladimirescu. Pentru că era într-adevăr ca Tudor Vladimirescu. Am vorbit cu garda și am adus garda de la Severin. Au venit cu steagul Revoluției pentru că sunt 200 de ani de la Tudor Vladimirescu. El a plecat într-un moment în care, încă o dată, a cinstit cumva mehedințul ăsta pe care l-a divinizat împreună cu mine. Asta ne-a legat o viață întreagă, oamenii vreau să înțeleagă. Asta ne-a legat familiile noastre, surorile lui, nepoții lui, toate amintirile mele, nu știu, plăcute, de râs și de glume, de câte ori l-am păcălit de 1 aprilie, chiar și la țară când era, ei toți știau lucrurile astea, tot ce trăiam în fiecare zi. Soțul meu spunea de fiecare dată, nu-l mai sună, nu-l mai păcălit de 1 aprilie, că și pe mine mă enervez când mă păcălești, lasă-l în pace, nu-l mai bâzâi. Erau atâtea lucruri frumoase care se întâmplau între noi. Uitați-vă că a plecat într-un moment în care va rămâne pe vecie nu numai cu cântecul. Până și pandurii ăștia în ultimul moment. Pentru că mă gândeam, cum să fie așa? El, doar el, familiile sunt și prietenii care au fost apropiați, cu care el a trăit o viață. Nu comentez eu lucrurile astea. Nu mă privesc pe mine lucrurile astea. Au trăit și a fost modul lui de a trăi. Nu e... Nu asta comentez eu. Pe mine m-a interesat ce am simțit eu să fac pentru el. Pandurii ăia au venit acolo ca să-l cinstească. Cu steagul Revoluției, 200 de ani de la Tudor Vladimirescu, da? Și cu drapelul României. Așa trebuia să plece un om care a cinstit o țară întreagă. Așa am simțit eu, așa am făcut. Și dacă acum, fiind la tine în emisiune, uit să mulțumesc cuiva, e mama normal, mea, am făcut multă... o coroană pe care am scris te vom iubi mereu noi mehedințenii tăi, pentru că erau atâția, am primit atâtea mesaje, am primit condoleanțe de la oameni ca și când aș fi fost un membru al familiei lui. Eu nu am fost un membru al familiei lui, nu făceam parte din familia lui, eu n-am trăit zi de zi cu el. V-a văzut împreună, Niculina. Dar eu am avut părticica aceea din sufletul lui pe care el n-a dat-o nimănui decât mie. Noi am avut o relație dincolo de lume. Tocmai de asta melodia asta are legătură cu relația pe care ați avut-o. Să știi că am auzit-o la repetiții și am auzit-o de mai multe ori. Altfel înțelegi piesele astea când le asculți cu mult mai multă atenție. Da, am pregătit cumva momentul acesta împreună cu Marian Medregoniu și Delia Barbu. Trebuie să spun că Delia Barbu face parte din ansamblul folcloric Doina Gorjului și trebuie să le mulțumim colegilor ei și domnului director Gheorghe Porumbel pentru tot ce au făcut pentru Petrică la Craiova. Pentru faptul că i-au cinstit memoria, el a stat 13 ani acolo și noi, ansamblu Maria Tănase și Doina Gorjului, am fost jumătate-jumătate. Am vrut să facem întregul pentru el și să-l cinstim fiecare dintre noi cum a trebuit. Delia este solista Doinei Gorjului, iar Marian a fost solistul Doinei Gorjului și a plecat și a venit la ansamblul folcloric Maria Tănase. Niște oameni talentați, trebuie să cântăm. Cum se numește piesa? Iar mi-e dor de mehedinți.
Este o piesă pe care... care va fi pe următorul meu album și... care cumva este pentru toți mehedințenii, pentru cei care, pe lângă toată țara, suferă mult, 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 mult mai mult decât restul lumii. Și noi suferim la fel, pentru că suntem mehedințeni și, nu degeaba, spunea el că noi suntem altfel decât toată lumea. Îți mulțumim mult, Niculina, și încă o dată condoleanțe oamenilor care... au fost familie, oamenilor care au fost apropiați de Petrică Muțu Stoian, cu siguranță muzica lui va rămâne. Asta e tot ce contează. Îți mulțumim mult de tot. Și eu, din suflet. O să cântăm live, cum spuneam ceva mai devreme. Voi ați făcut repetițiile, totul în regulă, da? Pregătiți? Ne-am ocupat, bineînțeles, de acest aspect, pentru că trebuie să o protejăm pe doamna Niculina. Noi suntem apropiații dumneaei, așa cum am fost și apropiații domnului Petrică, și este de datoria noastră să fim lângă dumneaei, așa cum am fost cele trei zile într-o de domnul Petrică, pentru că așa ne-au vegheat și dumnealor pașii noștri în muzică. Mulțumim mult de tot! Iar mi-e dor de mehedinți, iar e lilia cu floare, îmi iau drumul spre ponoare. Te-aș lua la pas pământul, sau-n zbor cum umblă vântul, să trec dealuri, văi și munți, nu-i pământ ca mehedinți. Te-aș lua la pas pământul, sau-n zbor cum umblă vântul, să trec dealuri, văi și munți, nu-i pământ ca mehedinți. Când era eu pe pământ și tot grâului înverzit, n-a lăs să-mi iau când din mine să mă-ntorc iar la tine. Te-aș lua la pas pământul, sau-n zbor cum umblă vântul, să trec dealuri, văi și munți, nu-i pământ ca mehedinți. Te-aș lua la pas pământul, sau-n zbor cum umblă vântul, să trec dealuri, văi și munți, nu-i pământ ca mehedinți. Și munții mei mi-a spus în viață de mei, orice lume pot uita, satul și pe tine ba. Te-aș lua la pas pământul, sau-n zbor cum umblă vântul, să trec dealuri, văi și munți, nu-i pământ ca mehedinți. Te-aș lua la pas pământul, sau-n zbor cum umblă vântul, să trec de-aia.